Purumbeii metiși din rase românești. Obținuți din vărgați românești, codalbi românești, orbețeni. Mi se pare că am inclusiv din negri turci. Vreo 20 de păsări. Au fost obținuți la întâmplare, nu mi-am dorit să iasă, numai că n-am avut timp să separ pe perechi și în felul ăsta au ieșit metișii aceștia. Dacă cineva este interesat de astfel de porumbei, îi vând la un preț mai mult decât modic. Majoritatea au ochiul galben, sunt și cu ochi alb, unii dintre ei. Unii sunt codalbi, albi, după cum se poate observa aici, deci și codalb. Unii au capacele ca și urbețenii, alții vor fi ca vărgații, ciocuri negre, cănite, albe. Deci, repet, dacă cineva e interesat de astfel de porumbei, pentru lucru sau pur și simplu pentru frumusețe, toți au capetele bombate, ciocuri scurte, unii sunt sau majoritatea sunt trenați, dacă interesează pe cineva să mă contacteze. Repet, prețul este mai mult decât modic. Am vreo 20 de astfel de păsări. Iar dacă un copil care dorește să crească porumbei doar pentru frumusețe, deci ca și pasiune, este interesat să îi primească, îi ofer ca și donație, îi ofer ca două, cu condiția evident să vină împreună cu unul dintre părinți, cel puțin să vină să ia de acasă de la mine. Deci, repet, pentru un copil care dorește să se bucure de astfel de porumbei, iată aici, da? Ciocuri scurte, capete bombate, unii sunt codalbi, alții au capacele colorate, ca orbețenii, și bălțați, și... Deci, dacă interesează pe cineva, un copil care vrea să crească astfel de porumbei, are donație din partea mea aproximativ 20 de astfel de păsări. Sunt foarte bune doici, păsările acestea cresc foarte bine doi pui, Zboară bine, cu condiția să fie scoși afară, deci antrenați. Zboară chiar binișor. E o ofertă pe care uh, o fac deschis, ca să zic așa. M-aș bucura să ajungă la un copil. Pentru un adult, prețul este, repet, mai mult decât modic. E un preț simbolic pentru fiecare pasăre în parte. Dacă e cineva interesat, aștept să mă contacteze. Îmi lasă un mesaj pe, pe YouTube cu numărul telefon și îl sun eu. Porumbeii se ridică din comuna Corbeanca, deci nu începeți cu mi-aduceți acasă, eventual îmi mai dați și un sac de mâncare pe lângă ei. Nu. Se ridică din comuna curbeanca. Personal nu-i aduc nicăieri, nici la București, nici la Ploiești, nici nicăieri.